Bun găsit, sunt profesor Mândiță Baias și continuăm prezentarea modului Cum am creat o lecție pe platforma One Education. Așadar, lecția Legea lui Ohm, dependența intensitate, rezistență electrică. Am parcurs în prima parte cele două activități, coperta, respectiv introducerea, prezentarea obiectivelor lecției și continuăm cu o altă activitate, și anume, este o activitate de verificare a cunoștințelor, am numit-o eu să ne amintim, și aici voi identifica componentele unui circuit electric simplu din imaginea de mai jos. Cum am făcut acest lucru? Așadar, voi introduce o activitate asemănătoare, o activitate gen etichete. Aceasta este activitatea gen etichete. Voi putea adăuga o imagine de fundal și un set de etichete. Elevii vor analiza imaginea cu ajutorul cu aceste etichete. Așadar, includ activitatea. Voi pune titlul și cum mai înainte am numit-o să ne amintim, o să o numesc așa și acum, să ne amintim și pun aici două puncte, elemente de circuit electric. Și citește fiecare etichetă și analizează. Eu am câteva instrucțiuni de introdus aici. Identifică. Elementele circuitului din imagine. Și va trebui să introduc o imagine. O să preiau, poate din resursele mele, să vedem dacă am inclus această... Acestea sunt. O să introduc această... Pot să încarc o imagine din calculatorul propriu. Așadar, am inclus o poză, am introdus o poză și voi pune etichete acestor elemente de circuit. Și am adăugat deja o etichetă. Pun răspunsul corect. Aceasta este o baterie. O poziționez cum doresc eu să-mi arate. Ia să vedem. În felul acesta va trebui să arate. Am introdus aici o nouă etichetă, dar nu am nevoie de ea, așa că am să o șterg. Voi include aici o altă etichetă pe care o poziționez de asemenea cum doresc să îmi arate. Ia să vedem, aici am un ampermetru. Așa. De asemenea, o altă etichetă pe care o voi avea aici, la al treilea element de circuit, voi scrie eu aici un bec. Așadar, am realizat o activitate interactivă cu etichete. Să vedem ce vor vedea elevii noștri. Elevii noștri vor vedea aceste răspunsuri și, ia să vedem, am aici editează, vizualizează, deci cum îmi arată mie răspunsurile la final. Așadar, am realizat această etichetă, această activitate cu etichete. Bineînțeles, așa cum v-am obișnuit, nu am să las eticheta, nu am să las această activitate să rămână în lecția originală, pentru că o am deja. Așadar, voi șterge această activitate, ia să vedem, mă duc la activitatea pe care eu am avut-o. Aceasta este activitatea. Așadar, acestea sunt etichetele pe care le-am pus. Și să vedem, aici mi-apare adaugă răspuns, așadar va trebui să adauge un răspuns. Și în ceea ce am realizat eu, tot așa ar fi fost eticheta văzută de elevi, fără răspuns, după ce închideam activitatea. Continuăm cu o altă activitate pe care eu o introduc în lecția noastră. Tot o activitate de evaluare înainte de lecția propriu-zisă. Am numit-o
tot să ne amintim și vorbim despre unități de măsură, este creată doar pentru exemplificare. Așadar, voi include o nouă activitate. Butonul editează trebuie să fie activ pentru a putea introduce noi o activitate nouă. Așadar, includ o activitate nouă. Sunt jocuri de învățare. Ia uitați-vă, aici sunt jocuri de învățare. Și o să includ eu aici cuvinte încrucișate. Este ceea ce am adăugat mai înainte. Să ne amintim. Unități de măsură. Unități de măsură, așadar. Ce indicații am dat eu? Citește indiciile și completează jocul de cuvinte încrucișate. Așa am făcut. Ia să vedem cum includ eu o activitate. Pe prima linie, aici este 1. Voi pune aici volt. Aceasta mi este prima activitate și indiciul cu unitate de măsură. Pentru tensiunea electrică. Pentru tensiunea electrică. Acesta mi este primul indiciu. Ia să vedem, mă pot lega aici de rezistență. Ia să vedem O, H și aici voi pune M. Punctul final mi-l stabilește deja jocul. Așadar, al doilea indiciu, unitate de măsură pentru rezistență electrică. Pentru rezistența electrică și am al doilea indiciu și acum cu ajutorul acestui M voi face eu ampermetru. Ia să vedem. Ampermetru, nu, scuzați vă rog, amper. Voi pune eu amper, că asta am nevoie, nu ampermetru. Îmi cer scuze. 3, unitate de măsură. Pentru intensitatea. Curentului electric. Dacă aveți imaginație, puteți introduce oricâte rânduri, oricâte coloane. Așadar, acesta este exercițiul pe care eu l-am creat. Elevul va vizualiza acest lucru și va putea completa răspunsurile. Ia uitați-vă, activitatea inițială, aceasta este, și pot să completez. Ia să vedem, aveam aici volt. Mă și duce răspunsul. Ia să vedem, aici am ohm. Aici am amper, bun, și voi putea și verifica acest lucru într-un buton în dreapta jos. Voi avea, răspunsul este corect, așadar am completat bine acest joc. Eu mulțumesc pentru atenție și continuăm în lecțiile următoare, în episoadele următoare vom continua prezentarea modului cum am realizat această lecție. Succes!